Pentru elevii din Republica Moldova, precum și pentru românii de pretutindeni, absolvenți de gimnaziu din România, care doresc să-și continue studiile liceale sau profesionale în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din România, sunt repartizate 850 de locuri cu bursă la nivel național, din cele 3.007 locuri alocate în licee și școli profesionale. Bursa lunară are un cuantum de 65 de euro și se acordă pe parcursul anului școlar, cu excepția vacanței de vară. Înscrierile au loc în perioada 10-17 iulie între orele 9-16 sau 9-13 pentru zilele de 14 și 15 iulie la centrul de înscriere care funcționează la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași, strada Mihail Cogălnicianu numărul 10. Dosarele pot fi depuse personal la centrul de înscriere de către candidații însoțiți de un părinte sau tutore sau pot fi trimise prin poștă la sediul Inspectoratului Școlar al județului Iași, adresa strada Nicolae Bălcescu 26, Iași, până la data de 17 iulie 2018, ora 16, se arată în comunicatul ISJ Iași. Pot accede în ciclul liceal sau profesional din România candidații români de pretutindeni care au documente care atestă domiciliul stabil în străinătate, fac dovada originii etnice române, prezintă acte de studii care certifică absolvirea clasei a 8-a, respectiv clasei a 9-a, promoția anului trecut, precum și absolvirea gimnaziului din România. Oferta locurilor este publică pe site-ul ISJ Iași, www.isjiași.ro, la secțiunea Examene, Admitere și pe site-ul Ministerului Educației Naționale.